una cu Raul Cotuț și E30 de aproape 1000 de cai. Sună mult mai interesant când zici aproape 1000 de cai decât 950. Bun. Băi, n-am scos telefonul, îmi cer scuze că trebuie să mai așteptați puțin. Dar am uitat să scot telefonul ca să citesc întrebările voastre de pe pagina noastră de Instagram. Mamă, câtă liniște. Uite aici, le-am făcut prin screen că să nu le mai pierd. Mi-au căzut? Nu, e ok, a căzut la daliera. Deci, ești pregătit? Foarte. Cel mai bun timp pe care l-a scos la draguri. 9-3. Deci, ăsta e. Da. Ieri a fost, ieri a deci fost ieri bestul. A fost timpul tău în care corpul tău s-a teleportat acolo cel mai repede. Vine la anul cu 1000 de cai putere plus, crede că o să devină iar cel mai rapid rear wheel drive din România? A, cam ăla ar fi planul, adică cine nu-și dorește. Da, normal. Mai ales că da, suntem relativ aproape. Momentan recordul e 9-0. Nu se știe dacă va mai scădea, nu va mai scădea. În principiu, toată lumea vrea să mai scadă. Ne dorim, însă trebuie văzut ce și cum se întâmplă, pentru că nimeni nu stă în loc. Toată lumea avansează și fiecare ori ține pasul, ori e cu un pas înainte. Cam așa. Okay. Cam cât timp a durat până să ajungi cum ești acum? Sau mașina să ajungă cum e acum? Cât timp a durat de când ai luat-o? Să o faci așa? Să zic, cam 4 ani spre 5, ceva de genul. 4 ani spre 5. Despre farurile pătrate am vorbit în episod, dar trebuie să mai spunem o dată. Țigănie 30, nu? A, așa scria, da, la pierul vechi. Bun, următoarea întrebare. Că ce motor are la bază și ce a rămas stoc din el? Motorul la bază e M50, non-Varos, 2.5. Ce a mai rămas din el este chiuloasa. Este modificată și ea, dar este a lui. Și blocul motor și arborele, fiind de 2.8, dar e tot original, deci nu este... Bun, ține, ține. Da. Câți cai are? Întreabă cineva. 950. Ce suspensii și ce gume folosești? Suspensiile sunt dedicate pentru drag racing, cu o posibilitate de reglaj pentru bound și rebound. Așa, și ce întrebare mai era? Cum dracul ai făcut să meargă pe două roți? Pe două roți am făcut-o să meargă relativ, nu merge chiar pe două roți. Dat fiind faptul pentru că suspensia, așa, care trebuie neapărat, povestind și mai devreme, să pună foarte repede curul jos, cum s-ar spune, ca să simulăm aderența. Care sunt investițiile imediate după o participare la drag race? Adică dacă îi faci o revizie motorului, dacă schimbi ceva, nu știu, schimbi uleiul, habar n-am, nu știu, caucciucuri. De fiecare etapă, la noi nu prea verificăm decât jocul la tacheți, pentru că nu mai sunt hidraulici, cum okay, sunt originali. Sunt mecanici și trebuie urmărit ce se întâmplă acolo, totul fiind dus la extrem, să nu cedeze sau... Da, dacă dă să cedeze, să observăm repede. Okay. Ce sumă s-a investit în mașină până la momentul de față? Undeva la 50.000, zic eu, că au intrat. În an de zile, câte 1000, câte 1000, nu-i simți. De ce îl cheamă Lenuța? O cheamă Lenuța pentru că în momentul în care am cumpărat-o, mașina era cu numere de București și avea la număr Len. Am ajuns noi la start, băieții care prezintă Lenuț, drag racing-ul, Lenuț, a venit Lenuța la start. Pe tatăl meu, chemându-l Costinel, okay, s-a luat de la vacanța mare, Leana și Costel, și de acolo a rămas Lenuța. Am înțeles. Întreabă cineva dacă este mai bun ca cel galben. Cel galben. Nu știu, o te știi tu? Cel galben. Nu. Poate, nu? Sau cum?
În sfârșit, nici eu nu știu, deci nu văd... Întreabă cineva cât consum. Habar nu am. Da. Chiar nu știu să dau o răspuns. Câtă benzină consum tu într-un weekend, de exemplu, cu mașina asta la drag? Sub 40 de litri. Sub 40 de litri. Da. Bun. Fac plinul la rezervor și ajung cu jumătate de rezervor acasă. Ce motor este la baza tuturor modificărilor? M50-ul. Da. Așa. Care e diferența de control al mașinii? Asta am avut întrebarea asta și la 3-ul 4x4 și am încercat să o pun în 402 metri, dar n-am reușit să o citesc, înțelegi? Când a început să accelereze. Care e diferența de control al mașinii cu zlicuri față de anvelope de stradă? Diferența e enormă. Cu anvelope de stradă nu cred că aș putea folosi nici jumătate din accelerație. În momentul în care intră turbina, garantat ar învârti în continuu. Cât face 0-100? 0-100, 2,71, dacă nu mă înșel, chiar ieri am verificat. Ok. Face ratatata, întreabă cineva. Se fac bani din drag racing. Asta ar fi... Nu prea se fac bani. Nu prea se fac bani. Numai se bagă. Da. E greu. E greu cu banii din drag racing. Probabil mulți copii, se gândesc că aici se fac curse și se pariază, știi? Da. Se pariază între voi, știi? Hai mă, ne dăm pe 100, pe 2, pe nu știu ce, dar astea sunt legende, eu n-am văzut niciodată în România. Sunt mituri, da. Din păcate... La cursele ilegale, nici nicăieri. Da. N-am văzut niciodată. Afară, în state, se practică. Se practică și nu e un lucru rău, Doamne ferește. Adică, nu știu, eu n-aș îndemna sau așa, dar nu mi se pare nimic rău ca fiecare să pună niște bani, de exemplu aici la Drag Racing, să pună câte 50 de lei fiecare participant și ăla care câștigă etapa să ia toți bani. Nu? Adică, știi ce zic? De ce nu? Da. De ce nu? Știți? Nu te îmbogățești, nu-ți scazi din cheltuieli, dar poate îți plătești deplasarea sau, da? Nu știu. Știi ce zic? Scoți echipa la o masă, mecanicii, habar n-am, faci ceva. Știi? Așa e. Da. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat și partea de Q&A. Cu mare drag. Îmi pare rău că n-am apucat să merg cu Lenuța în dreapta, dar asta este, o să avem alte ocazii cu siguranță. Și îți urez ca la anul să mai cobor o secundă. Doamne ajută! De aici încolo o secundă... Frumos.